Știrea momentului la Digi24, probleme din cauza ninsorilor amunente. Un drum național din județul Botoșani e blocat din cauza zăpezii. Într-o legătură directă cu noi, doamna Dalia State, subcomisar de poliția Centrului Infotrafic. Bună ziua! Bună ziua! Într-adevăr, așa este, ninge abundent în județul Botoșani și din cauza ninsorii care s-a depus pe suprafața carosabilă au fost blocate două drumuri naționale pe ambele sensuri de mers, primul DN28B în localitatea Buda, iar cel de-al doilea, drumul național 29, între localitățile Săveni și Mihai Viteazu din județul Botoșani. În urmă cu aproximativ 10 minute, traficul a fost reluat pe drumul național 28B în localitatea Buda, astfel că în prezent mai rămâne un singur drum național oprit pe ambele sensuri de mers din cauza ninsorii abundente, respectiv DN29 între localitățile Săveni și Mihai Viteazu. Aveți vreo estimare cât poate dura, doamna State, cât poate dura acest blocaj? Există acolo utilaje care intervin, se dirigează traficul? Exact. Da, sunt multe utilaje care intervin, unele dintre ele nu fac față pentru că zăpada este foarte abundentă, se încearcă în mod constant curățarea carosabilului și reluarea circulației, dar nu vă pot spune cu exactitate cât va dura. Dar oricum este un singur drum național la nivelul. Sfaturile dumneavoastră pentru cei care călătoresc în această zonă, în aceste ore? Da, este foarte importantă, bineînțeles, informarea înainte de a pleca la drum cu privire la situația condițiilor meteorutiere. În general, în partea nordică a Moldovei se circulă în condiții de iarnă. Să plece la drum doar dacă au probleme urgente și, bineînțeles, cu autovehiculele echipate cu anvelope de iarnă, poate chiar cu lanțuri, dacă urcă și în zonele înalte de creste. Și, bineînțeles, este foarte importantă adaptarea vitezei la condițiile meteo, păstrarea unei distanțe de siguranță față de vehiculul din față și, bineînțeles, că trebuie evitate depășirile riscante sau manevrele care pot produce coliziuni. Mulțumesc tare mult pentru această intervenție de la Centrul Infotrafic.